Salve dudes și bine ați venit la un nou episod de Farming Simulator 22 pe Barbă Neagră. Și bineînțeles, suntem pe Mini Bron, seria noastră de survival, care în momentul de față este seria noastră de prosperitate, pentru că mă consider oficial trecut de parte de supraviețuire, fix cum trebuie să fie la orice fermă. Încep greu, poate ai un parcurs de drum mai dificil, dar în final trebuie să ajungi la un nivel în care să nu mai trebuiască să te mai îngrijorezi de bani. Dar eu încă o fac. Pe aici, pe acolo, am 6.000 de euro în momentul de față ca și buget. Ăsta aș fi vrut să-l spăl. Hai să mergem la celălalt, pentru că acum avem două pressure washere, așa că putem să mergem să vedem dacă încape ăsta. Normal, trebuie să încapă în noul nostru garaj. Mai am unul. A mai apărut pe partea de modding încă un garaj similar cu ăsta și vreau să-l cumpăr. Este pătrat, este un picuț mai diferit, dar cu ăștia 6.000 de euro pe care i-am, am niște planuri. Mă rog, planuri. Sunt obligat să fac anumite lucrușoare. Deci nu e o plăcere. Nu fac ceva ce vreau cu banii ăștia. Nu e un upgrade la fermă. Este mai degrabă o necesitate. În momentul de față avem toate terenurile semănate. Și imediat vorbim și despre status, pentru că ăsta este foarte important. Atâta timp cât avem terenurile rezolvate, știm sigur că suntem asigurați pe viitor. Așa să avem și noi niște bănișori, dacă nu trebuie să așteptăm foarte mult după paleți. Aia e partea nașpreleană. Dar având acum am 1, 2, 3, 4 terenuri avem în momentul de față și toate 4 au câte ceva pe ele, doar că trebuie să mai facem câteva lucrușoare. Bun, masivul nostru Ferguson Elus este în regulă. Hai să spălăm și băiatul ăsta. Ăsta e foarte mișto. Deci cred că o să mai au o semănătoare de asta când vine vorba să ne mai upgradăm. Asta costă 90 și ceva, parcă, și un potinger care și cultivează. Deci e genial din punctul ăsta de vedere că îmi și economisește spațiul la fermă. Și nu credeam că asta o să fie o problemă, dar cam este. Ferma asta pe Mini Brun este extraordinar de mică, este doar în partea asta, doar ce vedeți aici. Ce am mai făcut eu aici este complet necesar și am depășit deja încă un teren. Partea nașperleană e că nu prea pot să mă mai duc eu cam pe aici, chiar dacă am teren, din cauza că terenul nu este drept. Sau trebuie să găsesc alte posibilități de a mă restrânge, să zic așa, cu plasabilele. Astea sunt într-adevăr o problemă. O altă chestie pe ordinea noastră de muncă este această remorcă, pentru că oricât de mult îmi place, pentru că este o remorcă practică, într-adevăr, este practică, adică suportă o încărcătură destul de măricică și de asemenea like funcționează cu orice, poți să pui orice în ea. Asta da, ok, e al ei. Ce nu-mi place este că pe lângă chemare nu pot să dau foarte ușor cu spatele și aș vrea să o schimb. O să o schimbăm după ce vindem fructe și legumele. Încă o chestie pe care am mai făcut-o aici este la grădină și mă gândeam serios să mai cumpărăm încă o grădină pe viitor, dar mă gândeam totodată, bă, unde dracu o mai punem și pe aia? Because nu mai avem unde. Avem aici, dacă observați voi, ia uite-l, uite-l mă mâncaraș. Lubeniță, exact, almende, fix asta vom face acum, nește, watermelon. Am în mare parte lucrurile puse, mai avem decât 7 tone de măniuri, cred că n-ar strica să încerc să mai luăm niște măniuri. Ce avem eu remorcă aici? Mi se pare că am paie, dacă nu mă înșel. Paiele astea trebuie duse și puse deoparte și luat niște măniuri. Dar înainte de asta o să luăm zăfendusul și îl punem la treabă. Îl voi aduce aici pentru că ce se face după ce ai semănat ceva proaspăt pe un teren? Păreri, păreri, păreri. Trebuie să luăm un roller. Asta ne va crește puțin, dar foarte puțin, producția. Când zic foarte puțin, credeți-mă, extraordinar de puțin, mai că nici nu se merită. Avem 350 de cai? Nu. În niciun caz. Ăsta are 12,3 metri, ăsta are tot 12,3 metri, și care este treaba? Pentru că am același lucru, doar că ăsta este mod. Cred că mai multe posibilități, nu? Avem field roller, grass roller, mulching roller. Oh, maga! Și ăsta standard din joc nu are posibilitate. Oh my god, nice. De ce e nice? Pentru că poți să ai un roller care să le facă pe toate. Există o diferență, bineînțeles, de rollerul de semințe față de rollerul de iarbă. Ăla de iarbă trebuie dat după ce ai recoltat iarba,
Cel de semințe trebuie dat imediat după ce ai plantat semințele. Așa că există, da, o diferență. Ce tare! Ok, me gusta! Poate face niște bunicioși și îl cumpărăm pe băiat. Costă doar 41.000 de euro. Puteți să schimbăm de asemenea și culoarea, ceea ce la standard, cel din joc, nu avem posibilitatea asta. Și îmi place că modul nu vine cu un preț diferit. Este același preț ca și cel din joc. Dacă îl facem negru, parcă nu este interesant. Portocaliu parcă arată un picuț mai altfel. Avem un el setup aici, putem să-i modificăm roțile. Avem becateuri, treleboarge. Și cam atât, alte posibilități nu avem, oricum roțile le vezi un picuț mai dubios, că din spate le vezi micuțele, o să iau becateuri. Mi se pare mai late un pic, iar la rim color aș fi vrut asta. Oh, DM-san, ok, da, trebuie să facem bani să-l cumpărăm pe ăsta, foarte, foarte mișto modo. O să-l închiriez, sper eu să mai ajungă banii, pentru 2120, ok, that is very nice, ok, am greutate la băiat? Avem, și mai am 4000 de euro, nici măcar nu mai am bani, bine, am bani să mai cumpăr încă o greutate, doar că după aia nu mai rămân cu nimic în cont și nu mai merge lucrătorul automat. Let's go! Acum realizez și eu că la tractorul ăsta se potrivea poate un picuț mai bine albastru, la roller. Dar ai, jucăm cu portocaliu ăsta momentan. Iar pe ăsta o să-l dăm, aici avem semănătoare, ia stai să vedem, avem semințele proaspete, avem, am pus sorg pe peste tot, da? Și avem așa, ne crește iarba, trebuie să dăm și cu lime-ul, ne ocupăm de asta acum, și avem nevoie de rolă, ia să vedem aici, avem nevoie, da, de rolă, și de asemenea mai avem nevoie și la celălalt teren. O să-l pun pe terenul cealalt, că ăla e mai mare și are întorceri mai rare. Asta înseamnă că nu o să termine prea curând ăsta zi terenul și eu am posibilitatea să fac altceva, adică lime, musai. Asta este rola, hai încă una, încă una! Nice! O să-l termine numai decât. Când ai un utilaj lat, te rogi ca terenul tău să nu necesite multe întoarceri, pentru că întoarcerile durează mai mult și te încetinesc foarte, foarte, foarte mult. Dacă ai un utilaj mai micuț, nu prea contează cine știe ce, dar un astfel de utilaj, da, contează. Avem și un mod aici, uite, cu... Wow, deci am impresia că au upgradat și particulele lăsate în spate, pentru că la cel de default eu nu mi-am să fi fost atât de mult praf. Like... Atât de mult praf este, se simte cumva prin... prin ecran. Dude, chiar e foarte mult praf, să vedeți de aici. Damn, son. Și vreau să mă asigur, dar prețul parcă era același la ambele. 41 respectiv 41. Nice. Nici nu vreau mai departe. Deci ăsta a fost gorgeous. Se încadrează în caii noștri putere. 12,3 metri este suficient pentru ce am eu. Mai și ăsta o rolă și la Sopema. Și ăsta e foarte mișto. Ăsta e folosibil cu... cu farmalul. Da, ăsta este un roller clasic. Ăsta cât costă? 8900. Mă, nu e rău. Dar bine, nu are atât de multe opțiuni. Bun, hai să ne vedem aici un picuț de treabă și să luăm un tractor baban. De ce? Pentru că nu avem nevoie să ocolim planta. Planta nu este încă crescută și mă rog din tot sufletul să apară niște garaje foarte mari și cu astfel de acoperiș. Vreau așa ceva și vreau și pentru alte... hărți pe care joc, tot așa niște garaje imense. Aici sunt foarte bune astea, se blendesc cu ferma, dar vreau ceva să băgăm așa mult, știi? Să nu coste nici foarte mult, să nu coste 400.000 ala din joc. Ce vorbim? Îmi place foarte mult, deci acoperișul de geam este gorgeous, lasă foarte multă lumină să intre. Bun, lime-ul o să-l împrăștiem. Aici e un picuț problemuță, știi? Și o chestie care pe mine nu mă încântă extraordinar. Hai să vedem dacă putem să o rezolvăm cumva, pentru că e o belea care mă cam mănâncă de ceva vreme și în tot setup-ul meu aici pe care eu îl am, treaba asta e chestia care mă stresează cel mai mult și anume atunci când dau cu lime. Ai crede că e un proces simplu și este un proces simplu, doar că cuva mea nu suportă decât totoră și un picuț. Este prea puțin. Hai să vedem cât avem acolo, 4%, vedeți ce frumos am display-ul, bă, alo, alo, ce vorbim? Avem fertilizator, fertilizator, aici de asemenea avem niște fertilizator,
Hai să o scoatem. Și în partea cealaltă avem... Dar una din ele ar fi trebuit să fie sământ, să nu... Și asta ce? Am ceva aici? Normal ar fi trebuit să am. Cred că am lime aici sau semințe, una din două. Cred că semințe e. Până se încarcă. Lime, ok, deci mai avem acolo lime. Ok, asta e bine, asta e bine. Ne ajută. Bun. Și acum o să vedeți o chestie, like, supărătoare. Pentru că cu bota asta, într-adevăr, este un utilaj care dă la o distanță împrăștie mult. Dar, chiar împrăștie mult. Gen, rămân după 10 metri fără lime. Pentru că îl împrăștie pe tot. Hai, tata. Deci de la 100 sunt la 70 acum, 69. Nu apuc să ajung până în capăt, asta este clar. Da, nu-mi trebuie decât vreo 2-3 să termin tot terenul ăsta. Dar, like, come on, man, cu ce? Cu ce să le fac? Da, asta e partea care mă seacă și după aia trebuie să mă duc, să mă încarc, să mă... Aoleo, e dureros. Este foarte, foarte dureros. Și vreau să mă uit pe aici să văd ce altă posibilitate mai avem, chiar dacă nu mai dau eu așa la o lățime de asta de 40 ceva de metri cât are el acum, dar măcar să nu trebuiască să mă mai încarc constant. Deci, ca idee, hai să studiem un picuț logica. Eu am pe asta, pe care nu am pe asta, pe asta o am. Normal, eu ar trebui să iau pe asta. A, și eu am varianta cu extensie care duce la 1,650 tone. Pe mine, ca să mă mulțumesc, ar trebui să fie undeva la un 10 tone capacitatea minim, minim. Da, lime-ul intră la o cantitate foarte, foarte mare. Și asta duce la 42 de metri. Asta e partea interesantă și de asta l-am luat eu. E gorgeous. Din punctul ăsta de vedere, nu ai ce să-i ceri. Mai avem un Lancer Maximus 12 tone capacitate. Ăsta da, frumos. La cât dă băiatul? La 36 de metri. Ăsta nostru dă la 42, deci ar fi o diferență doar de 6 metri, ceea ce nu este mult, este gorgeous. Ăsta, da, frumos, 12 metri, 12.000 de kilograme capacitate, it's fine, 36.000 de euro. Ăsta, 7 tone e prea puțin, deci îmi trebuie ceva peste 10 tone și chiar și așa va trebui să-l încarc de vreo 2-3 ori pe terenul cel mare. Deci eu cred că cu ăstea 12 tone niciun teren, fac un teren, pe ăsta-l fac, pe cealaltă fac, dar pe la mare nu știu sigur dacă îl voi face. Ăsta este într-adevăr bun, doar că ăsta dă maxim la 24 de metri cu extensia, am impresia, nu? Spreader system, da, doar când îi adăugăm pe spate extended-ul, doar atunci dă băiatul la distanță ca lumea. Cam mai jucat cu el, am mai avut, it's fine, pentru că e ieftin, dar nu de la o lățime ok. Obișnuindu-mă, bineînțeles, cu ce am acum. 42 de metri, 10 tone capacitate, ăsta este bun, dar costă, deci ăsta e un Amazon într-adevăr fine. Dar costă, fraților, prea mult, adică la 66.000 de euro este dublu față de celălalt. Deci în momentul de față nu-l văd ca opțiune decât pe Jean. Jeanul ar fi cel mai bun posibil, doar că pentru Jean va trebui să facem bani. Așa că, pentru că trebuie să dau cu lime pe toate terenurile, nu pot să fac atâtea drumuri, hai să facem bani. Și cum facem bani, dacă nu, cu legumele noastre. Și apropo, am și aici o mică problemuță pe care nu o pot identifica. Nu știu din ce cauză există problema asta. E ceva ce, da, nu mi-explic. Nu știu care-i treaba. Hai, mă, lasă-mă și bine să trec. Oh my god, mă forțează, fii atent să o iau pe partea cealaltă. Problema este următoarea, și anume că acum mai nou, nici salata, uite, letusul, nu intră. Deci mie îmi bagă decât căpșuni și nu înțeleg de ce nici roșiile. Roșiile nu merg în acealte sere. E ceva super, super dubios. Să fie ceva opțiune? Ia să vedem pe aici. Unload pallets. Avem o pâncare. Autoload nothing. Dar n-am nimic pe aici. Cover-ul înseamnă ușile, deci nu avem niciun fel de stres. Foarte dubios. Nu mă mai lasă. Uite, și aici, ia să vedem, letusul mi-l ia pe tot. Deci există ceva, nu știu ce mod am instalat eu. Uite, nu mi-l mai ia deloc. Deci letus
ză salată, nu mi-o mai ia, roșiile nu mi le mai ia, dar cumva fructele mi le ia, like, what the fuck, e super, super dubios. Și uite, la ăstea, spre exemplu, aici am căpșuni, da? Ia să-i să văd, da, se vede că sunt căpșuni. Doar apăs R și l-a luat. Bine, acum nu mai încape din cauza că a trebuit să le pun pe toate celelalte la oaltă așa. Dar căpșunile sunt singurele care mai funcționează. Stare curios dacă facem 40.000. Cam atâtea mi-ar trebui mie. Și sunt tare, tare curios pentru că... Da, nu vând hamei sau ceva și având roșii, căpșuni și niște salată. Adică nu e chiar așa de valoroasă încărcătura mea acum. Și mă gândeam pe drum, trebuie să facem cumva ceva să ne upgradăm probabil două zile de dat pe rapid și după aia vândut legume și fructe, cred că se va rezolva treaba, poate 3-4 zile, poate nu 2. Trebuie să facem și să optăm pentru un alt mijloc de transport. Da, ăsta mi-a servit foarte bine cu Duba, dar în momentul de față cred că generăm foarte mult. Am și alea 3 sere, generăm prea mult. Și mi-au mai rămas paleți acasă și toate serele erau, dădeau cam jumătate din cât pot ele să dea. Așa că dacă serele sunt full, eu nu o să pot, adică va trebui să fac 3-4 drumuri cu Duba ca să pot să vând tot. Ei, am făcut 41.000, nice. Așa că trebuie să optăm pentru un tir, pentru un camion cu remorcă în viitorul apropiat, like musai, ca să putem să facem și noi față la treaba asta. Îmi place foarte mult că aici sunt pe o parte agricultor, dar sunt și pe o parte grădinar. Pentru că o mare parte, dacă nu, cei mai mulți bani care, mă rog, pe care i-am avut în bugetul nostru au venit de pe partea de grădinării, nu de agricultură. Bun, 47.000 de... Nu știu exact cum o să intru aici cu tirul, deci o să fie o experiență interesantă cel puțin. Dar o vom face cumva, nu știu. Poate cu benzi, poate cu ceva, nu știu, o să rămânem să vedem. Sunt și eu foarte curios cum o să rezolv problema asta, dar clar o să întrebați cu un tir până aici. Bun, hai să luăm și noi spreader-ul. Este... Ia uite, mai avem unul interesant aici, 8500. Na, prea puțin, prea puțin. Tot asta este Zăjanus, 36.000. Bun, și ne mai rămân 11.800. Gorgeous de gorgeous. Ăsta merge, bineînțeles, și cu fertilizator, deci putem să-l folosim în continuare. Avem trelleborguri sau... A, trelleborgurile sunt mai subțiri, mi se par mai interesante. Opțiuni pe aici nu mai avem și ne oricum ne pune 10.000 de euro la preț dacă vrem să le schimbăm. Oh, dar câte detalii pe aici, holy shit. Dude, Jeanu este foarte detaliat. Metalul ăsta, textura de metal e gorgeous. Deci îmi place maxim. Îs curios totuși cum facem noi rost de... Ce faci, mă, rollerule? Ce Dumnezeului face acolo? Îs curios de... Noi acum trebuie să încărcăm 10 tane. În fine, da. Sunt curios dacă are sau nu acoperitoare, pentru că cel pe care îl am acum, cel care de la 40 și... cât era? 2 de metri, nu are acoperitoare. Ia să vedem dacă ăsta are. Mi-ar fi plăcut totuși o acoperitoare. Na, nici ăsta nu are. Dar are, băi, modelaj pe peste tot. Are la furtune de astea hidraulice, de n-ai văzut. Wow. Și motorul pe spate care ajută la împrăștiere. Cele două spinare care aruncă și din cuva de sus cad grăunțele. Avem direcție față-spate? Oh, snap, boy! Oh my god! Ok, asta este o surpriză. Ok, deci avem un punct oscilator aici. Uite acolo intersecția și pinul. Și roțile din spate iau virajul. Și cele din față iau virajul, mă? Hai, las-o. Cele din față mi-e împar cam drepte. Dar cele din spate clar iau virajul. Și asta mai ales pentru ferma noastră micuțică o să ne ajute foarte mult. Arată foarte bine și texturat tot. E ce să mai e, țâță de mâță. Da, asta este o alegere și o investiție foarte, foarte bună. Cuplaj corect, aferent, corespunzător. Gorgeous! Bun, hai să luăm lime-ul necesar. Zic. Avem o sau 6 tone. Mi se pare că 6 tone avem în partea cealaltă, ceea ce nu este deloc suficient. So, avem 16 tone, dacă restul le bag în big bag-ul ăla mare și ar trebui să îl avem pentru următoarea producție. Îi dăm aici aero, vreau să văd de asemenea și timpul de încărcare. Pac!
Avem 1000. Ok, timpul de reîncărcare este decent. Este realistic și cam asta se vrea. Mamă, dacă te... Ce în detaliu construit, dude, are foarte multe nituri și șuruburi. Uite-te, și toate sunt tridimensionale. Deci dacă mă duc mai, uite așa, că sunt drăcos, putem să vedem și șuruburile care sunt ieșite în afară. Foarte, foarte impresiv. Asta este ceva filtru, se pare. Filtru de aer și aici alt filtru. Mă gândesc că ăsta este filtru de ulei. Nu știu ce este filtru de aer. Duce aici, ăsta ce e? Știi cineva să spună ce este? Este un compresor și ia aerul și îl filtrează. Arată compresor ăsta. Ăsta e un radiator clar. Ăla din față radiator, dar ce face? Dar uite că din radiator se duce în altă parte. Scurios ce răcește, dacă e sistem de răcire la remorcă, că n-am mai văzut acum un sistem de răcire la remorcă, sunt curios ce face. Hai să-l încercăm, o să termin terenul din dreapta, prima și prima dată. Asta a rămas așa și semi-făcut. Se vede că trag greutate, deci la deal trag cu 18 km, cam asta este limita. Și aici cred că o să trebuiască să fac din... Eram pe limită înainte, deci clar o să trebuiască să fac din 3 ture și nu mai merge doar din 2. De ce dă doar atâta? What? Deci băiatul de la 36 de metri și nu are posibilitate de extindere. 36 de metri. Ce aveam înainte de la 42. Diferența ar trebui să fie mai mică. Mie mi-arată că diferența este foarte mare. Nu știu ce înseamnă. E posibil să fie eronat. Gen în magazin să scrie una și de fapt să fie alta. O să măsor. 13 metri. 12,6 metri. Cam atât aia. Deci cam 12 metri. What? Ce samsar mi-a vândut asta, mă, de mi-a dat țeapă, mă? Ce se întâmplă? Putem să le modificăm într-un vreun fel? Este un pic să vedem. Deci... roțile par să fie lățibile, uite. Mamă, dar foarte încet. Extraordinar de încet. Dau în dreapta. Eu dau așa cu mouse-ul. Deci în continuu acum, ca să putem să lățim roțile. Aha. Dar e foarte mișto construit. M-ar oftica un pic dacă nu are sau posibilitate de a mări suprafața de lucru. Bun, și avem și click dreapta funcționabil, tot stânga-dreapta. Asta ce modifică? Ceva pe aici? A, scara! Ok. Și mai am și... sus și jos, dar nu-mi dau seama. Să mor dacă se înțelege. Să fie oare lățimea aia doar la fertilizator și nu la lime? Nu știu ce se aude aici pinul, că nu se vede modificând nimic. Fi vreo modalitate de a schimba... Înțeleg că se schimbă scara. Yeah. Nu, deci nu pot să schimbă niciun fel. What? Poate mă obțin pe afară? Eu tot sper din la ceva. Încă nu vreau să deschid vehiculul. Aici n-am. Oh, man. Well, goddammit. O fac de cât atât? 12 metri că mor! Oare și default-ul e așa? Îți trebuie curios dacă cu fertilizatorul e de fapt 36 și lime-ul ar fi problematic. Așa și înțelege. Dar e prea puțin! Nu pot! Nu pot pur și simplu de la 42 la 12. Nu există! Oh my god! O să trebuiască să venim aici.
God damn it, dude. Și să-l pun din partea asta. Mamă, ce urâte cu 12. No me gusta deloc. Dude, și am strâns o grămadă de bani pentru ăsta. Oh my god, dar nu putem să facem așa, ce aveți? Dude, băgasem și eu un haș. De ce mă strâmb? Ia tu, fii atent că ăsta nu merge cum trebuiește. Ah, mă supăr. Chiar mă supăr. Ia. Hai, iau-o drept. Măcar, măcar. Doamne. Ok, mai am 8.000. Știi ce? Sunt prea curios de fel. Îl aveam pe ăsta. Ăsta are 40 de, dar nu are decât fertilizator, drenare și lime. Păi acum ăsta sună foarte bine, 24 de metri, gorgeous, că e dublu. God damn it, dude. God damn it. Ăsta e 21.000, 18 metri. Da, păi ăsta ar suna foarte bine. Și mai avem un telus de la Jacto. De la Jacto noi nu prea am folosit lucrușoare. E cam similar cu ce avem noi acum. 36 de metri, așa 10 și 10 tone. Știi ce? Sunt tare curios. Hai să-l închiriem pe ăsta, pentru că o să-mi permit, dar nu rămân cu foarte mulți bani. Și vedem dacă funcționează la fel ca cel pe care îl am. Și de fapt lățimea este cumva dată de fertilizator. Sau merge bine într-adevăr. Sper să meargă bine într-adevăr. O să trebuiască să mai facem aici o porțiune, o să o fac eu. Dar mare atenție este un pic că nu trebuie să calc pe cultura din stânga. Acolo avem ceva cultură aproape făcută și trebuie să o recoltăm în curând. Bun, o să întorc. Hai cu tine pe jos. E bun. Și acum trebuie să ne potrivim. Este foarte lat rollerul ăsta și da, trebuie să fii foarte grijuliu. Dar e foarte bine pentru că nu strică iarba. Așa că pot să o calc un pic. E în regulă, în regulă. Dar trec la centimă de copaci ăștia. Copaci pe care cred că am să-i dau jos în curând și poate îi mut pe partea cealaltă. Îi dăm pe ăștia jos și plasăm alții pe partea cealaltă. Mi-ar plăcea totuși să mai avem ceva copăcei. Dar nu să mă și încurce, știi? Pe aici? Cred că este rolat pe peste tot. Cel puțin mie unul așa îmi apare. Ia să vedem aici. Bă, dar ce dezamăgire cu treaba aia, mă. Mă aștept la ceva frumos. Needs rolling, ia să vedem. Pac, frumos. Needs a lime. Dar rolling-ul se pare că s-a executat perfect. Aici mai avem 11 și 13 de făcut. Ok, este foarte ok din punctul ăsta de vedere. Let's go. O să-l pun pe tușe. În momentul de față este ora 1, așa că am timp astăzi să rolez toate terenurile, așa trebuiesc. Că după aia să mai plătim închirierea la asta încă o dată. De asta zic, bun, hai să lăsăm aici. Este o zonă mare. Și acum, hai să vedem pe băiatul ăsta cum funcționează. Băi, băi, dacă și ăsta e la fel, înseamnă că da. Aia, lățimea este responsabilă doar cu fertilizarea și în rest bagă puțin. Ceea ce nu prea ar avea sens, sincer, dar în fine. Bun, o tonă 400 este suficient cât să facem un test. Aici nu avem nimic de descărcat. Și o să-l pun unde cred eu că ar fi lățimea dânsului. 36 parcă scrie la asta. Corect. Deci, ăsta nu este 36. Ăsta clar nu e 36 și este la fel, este făcut la fel. 36 de metri, n-are, nu există. Ok, bun, 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 bun. Acum, hai să mă conving eu că fertilizator, pentru că celălalt pe care îl am de la Kubota, ăla dă 42 și la lime și la fertilizator. Aici nu înțeleg eu, știi? De ce îmi dă doar atât? Ai partea dubioasă. Bun, l-am lăsat pe undeva, dar l-am lăsat acolo. Hai să cumpărăm, că fertilizatorii nu prea mai am. Sau o să iau una de fertilizator, doar ca să testăm. Solid Fertilizer 1800. Oricum îmi trebuie și avem decât 2000 de euro rămași. Da. Nu este bine, va trebui să mă uit să văd ce mai am prin silo și să mergem să mai vindem niște lucrușoare. Bun, pentru că am și sacul de lime și sacul de fertilizator în același loc, o să-l separ pe ăsta. Că după aia îmi încarcă lime. Bun, o tonă ar trebui să fie suficient cât să ne dea așa ideea.
Dacă e așa, o să-l păstrez, o să-l păstrez pe celălalt. Dacă nu e așa, am îmbulinat-o. Deci, asta este lățimea la lime și pornim fertilizatorul. Da, fertilizatorul este mai mare într-adevăr. Și se poate vedea, ia să vedem, ăsta este fertilizat de două ori, dar am văzut eu și pe lateral. Unde să fertilizăm? Hai pe ăsta mare, că oricum am văzut câte 12 metri. Aici va trebui să fertilizăm probabil după ce va crește o leacă, mă gândesc. Se pare că a terminat cu lime, ok. Mă duc acum. E că nu înțeleg de ce nu mi-arată aici fertilizatorul. Nici aici nu mi-arată. Ce mă, toate sunt fertilizate, mă? Chiar în halul ăsta am ajuns, mă? Uite, ăsta nu este fertilizat. Terenul 7, care este în creștere. Deci o să trebuiască să-l stricăm un pic. Dar vreau să măsor. Practic asta este ideea. Ceea ce ochiometrică aș putea să-mi dau seama foarte ușor dacă e sau nu ce trebuie. Deja am văzut că e mai mult ca lime-ul. Vreau să știu dacă e într-adevăr ce trebuie. Un pic. Bun. Exact. Rămâne fertilizat. Deci, normal și normal. Uite că se vede. Deci pornim de aici. Să găsesc linia. Nu găsesc linia. Am o soluție și pentru asta. Am o soluție. Aici să cobor. Și da, nu este de preferat, dar asta este. Și anume, stricăm un pic marginea cu roata, cât să văd unde am fertilizat. Nu văd. De unde Dumnezeule e marginea aia? Bun, ia să vedem acum. Na. Oh, și m-am dus mult, mă, ce-ai? Cam pe aici ar trebui să fim. Aha, cred că asta e, gata, o văd. Asta. Și asta. 22 de metri. Ok, și ăsta mi se pare că zice undeva pe acolo, la 22 dacă nu mă înșel, nu? Deci suntem pe 36 de metri. Mă, ce trebuie acum le adună, mă? Cum vine, mă, 36 de metri? O aveam asta ceva opțiuni? Bro, nu înțeleg. Pentru că am... Adică pot să măsur. Apoi de la 22 de metri cât îmi dă până la 36, like, să moară, mă, să e o diferență extraordinară. Să nu mai zic de partea cealaltă, de la 36 la 12. Like, the fuck, dude? N-am. Nu am nici aici nicio... Hey, dar avem cover, which is nice. Clar este mai mult că avem 20 de metri la fertilizator, dar, dude, până la 36, like, cine minte? De ce mă mint ăștia, mă? Nu știu, mă simt super mințit și la ăsta și la celălalt, nu e același lucru. Când încep eu să scot ruleta, bă, nu e același drac. Jesus. Dar nu știu, cred că o să-l păstrez pe ăsta de la am luat acum de la 12 metri, dar cred că am să-l păstrez și pe celălalt de la Kubota și voi alterna pentru că nu mă văd altfel. Like, asta este singura modalitate de a câștiga niște timp. Îl pun pe la lucrător automat și aia este, face acolo trebușcă. Nu foarte repede, într-adevăr, nu e o muncă pe care să o facă foarte rapid băiatul ăsta, dar măcar nu mai îmi consumă aia o tonă și asiste atât de mult. Mai am și eu 10 tone aici, ce vorbim? Uite, 11.600, that is very nice. Păi cu ce mi-a mai rămas acum am pus să fac toate celelalte terenuri și încă o să mai rămână. Ceea ce e regulă. Mă gândeam că poate cu extensie ceva să ajungem la 36 de metri lățime de lucru, dar nici nu există posibilitatea asta. Adică asta e frustrant, știi? Că sunt pur și simplu mințit în magazin. Adică nu știu dacă mi-a scăpat ceva, dar n-am pur și simplu niciun fel de opțiune de a modifica utilajele astea. Super fucking dubios, dude.
Pe față, de asemenea, dacă îi pun, îi pun rezervor adițional de fertilizator, dar să-i lățesc nu pot decât cu niște chestii adiționale, care nu sunt disponibile. Uite, acum trebuie să mai fac eu asta, pentru că, na, fiind utilaj tractat și nu cuplat pe tractor, automat include câteva problemuțe de-astea, cu care, na, mă obișnuiam eu. Dar da, mă simt super mințit. Fraților, atât pentru episodul de astăzi, că ne-a lungit foarte, foarte mult. Asta este remorca cu care voi face de acum partea cu lime, ca să-mi permită mie să fac și alte joburi prin fermă. Când nu am așa multă muncă prin fermă, iau versiunea de atașat, aia de 42 de metri și cu ceva saci în remorcă după mine, și atunci fac eu la lățime mare, dar tot așa o să mă încetinească și procesul ăla de încărcare continuă. Până data viitoare, v-am salutat, numai bine, pa, pa!